Cel mai mare producător de anvelope din lume face angajări în cele trei fabrici pe care le deține în România. Numai puțin de 400 de locuri de muncă sunt disponibile în București și în județele Prahova și Sălaj, aproape jumătate dintre ele fiind pentru cele două unități de producție din Zalău. Liderul mondial în domeniul anvelopelor va angaja anul acesta 400 de specialiști și operatori, atât în București, cât și în cele trei fabrici pe care compania le deține în Florești, județul Prahova, și Zalău, județul Sălaj. Potrivit reprezentanților companiei, pentru unitățile producătoare de anvelope și cord sunt disponibile peste 180 de locuri. Compania participă în această perioadă la 9 dintre cele mai importante târguri de joburi care se desfășoară în București, Cluj-Napoca, Ploiești sau Chișinău. Următorul târg la care compania va fi prezentă este Angajator de Top 2019, care se va desfășura weekendul acesta între 5 și 6 aprilie la București, unde vor fi promovate atât pozițiile disponibile din centrul de servicii în domeniile finanțe, logistică, achiziții sau resurse umane, cât și în cele din departamentele tehnice, inginer proces, manager producție, inginer automatist sau inginer calitate. Cu această ocazie vor fi lansate 60 de poziții de internship. Potrivit reprezentanților multinaționalei, prezențele la aceste târguri reprezintă o ocazie extraordinară pentru a cunoaște candidați talentați, iar pentru cei care își doresc o carieră dinamică într-o companie stabilă și inovativă, este o bună ocazie să ia un prim contact cu activitatea firmei. Pentru următorii 5 ani, volumul total de recrutare va depăși 1500 de angajați.